Patronii unei cariere private din Cătunele au fost prinși de inspectorii de muncă folosind oameni fără acte legale. În zona respectivă, într-o singură săptămână, au fost înregistrate 6 accidente de muncă. A fost depistat în perimetrul unei exploatări experimentale a resurselor de lignit un bărbat care presta activitate fără a avea încheiat cu societatea comercială pentru care lucra contract individual de muncă în formă scrisă. În urma definitivării controlului la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, angajatorul a fost amendat cu suma de 20.000 de lei, se arată într-un comunicat de presă emis de ITM Gorj. În zona comunei Cătunele, pe lângă subunitatea Complexului Energetic Oltenia, sunt alte două cariere private. Una dintre ele aparține fratelui primarului, iar cea de-a doua este deschisă recent de o firmă care a mai efectuat lucrări în zonă.